Sau și eu am găsit la un nou joculeț pe canal, se numește Kill to Collect și un joculeț indie, e un joculeț ce se lansează pe Steam azi și am zis că da, de ce nu să îl încercăm și noi. E doar un joculeț pe care îl încercăm, nu fac serie sau ceva cu el, dar vreau să vedem cum e și o să vreau să mai încerc joculețe indie și pe viitor. Hai să dăm aici Play Solo, e un joc interesant, uite, avem aici Freehand, Challenge sau Story. Story-ul te învață, te și învață, zice, contains tutorial, așa că hai să-i dăm pe story și să vedem despre ce e vorba. Aici putem să ne selectăm caracterul, da? Hai să vedem ce caracter ni s-ar potrivi nouă mai mult. Ăsta văd că are, ăsta are ceva armă, ăsta, bă, ăsta e interesant și el așa, tipul ăsta e cu o sabie, din ce văd, așa că hai să-i dăm confirm. Așa și nu uitați, dacă vă place, să apăsați și butonul de like, dacă vreți mai încercăm și alte joculețe de pe Steam. O să-i dau easy pentru că nu știu exact cum... Sau hai să-i dăm pe normal, da? Deși e prima dată când mă joc, n-am mai intrat până acum în jocul ăsta, dar știu că e un joc pe care poți să-l joci împreună cu prietenii. Deci dacă vă strângeți, să zic, 4 oameni, puteți să vă jucați împreună. Hop, și ia uite ce mișto e cu sabia. Și de aici pornești, da? De pe WASD ne învață că putem să mergem. Pe Space deschidem ușa. Și un roguelike, din ce știu. Adică tot timpul se vor genera dungeon-urile într-un fel diferit. Am distrus camera asta, vedeți acolo sus. Dacă știți Binding of Isaac, ceva de genul ăsta e sistemul. Te bați prin dungeon cât de mult poți, iar la un moment dat, după ce colectezi o grămadă de iteme și lucruri de genul ăsta, te duci și ai un boss. Acel boss trebuie să-l bați și treci la următorul stage. Și tot așa. Avem și o ultimată pe R. Ceva de genul ăsta arată ultimata. Noi nu avem armă sau ceva, dar am skill-uri speciale pe care pot să le folosesc. Vedeți că nu pot să iau gloanțele alea pentru că nu am armă. Așa, trecem la următoarea chestie. Pe F. Pe F. Pick it up and press F to shoot. Aha, aici găsești iteme. A, uite mă că am găsit o armă. Hand cannon. Și pe F apăs. Plăsc. A, frumos. Și astea sunt abilitățile noastre speciale. Fiecare caracter e unic și vei putea să-l joci într-un mod diferit cu fiecare în parte. Hai să deschidem chestul ăsta, să vedem ce primim în el. Pick up medkit și ăsta e proximity mine. Iar aici avem un open chest. Ăsta e un speed. Și astea sunt niște power-up-uri, le activez de pe taste. De exemplu, dacă eu vreau să bag speed, pac, apăs pe ăsta și uitați-vă, am prins o viteză mai mare. Aici se respawnează jucătorii morți. Aici poți să upgradezi, să cumperi mâncare și nu știu ce. Și aici să cumperi viață. Buy food, de exemplu, dacă vreau, pot să-mi cumpăr un primary attack damage, un upgrade. Pac, am cumpărat upgrade-ul și acum mergem la bătălie. Și ce bineînțeles, poți să-ți cumperi arme și chestii de la shop. E destul de tare joculețul, v-am zis, e un joculeț indie și dacă vreți, vă mai prezint joculețe de acest gen, indie de pe Steam. Pentru că sunt interesante. Vreau să văd și ce au făcut developerii indie, de ce nu? Că tot timpul vă arăt jocuri mari, jocuri foarte mari. Și bă, hai să mai încercăm și de asta micuțe. Să vedem cum sunt și poate vă plac. Ia uite, new items unlocked. Am luat The Wildcard și Survivor. Hai să continuăm. O să ne dea Bounty Target. Trebuie să-l rupem pe ăsta. Dăm ready. O să jucăm tot cu tipa asta pentru că am jucat cu ea prima rundă și m-am obișnuit. Are și un fel de storyline dacă vrei să îl vezi, dar noi vom da skip pentru că mă interesează mai mult acțiunea din joc. Poc ne dă în dungeon și de aici noi ne ducem pe treabă. Așa. Pe Space poți să faci un fel de... Uite chestia asta. Și hai să încercăm să-i rupem pe ăștia. Gameplay-ul e foarte distractiv. E un hack and slash. Și dacă ați jucat ceva de genul Diablo, aș putea spune că combină Diablo, hack and slash-ul din Diablo, cu un joc roguelike gen Binding of Isaac. Așa, pe F poți să tragi dacă vrei neapărat să-i omori, dar gloanțele tale sunt limitate din ce știu. Da, ai 4 gloanțe în total și o să trebuiască să mai găsești gloanțe pe parcursul jocului. Dar poți să folosești gloanțele pe inamicii ăștia pe, de la distanță. Vreau să-mi folosesc gloanțele pe butoiul ăla, dar n-am apucat. Hop. Așa, rupem și pe ăsta. Aveți un link în descriere dacă vreți să îl vedeți. Joculețul apare astăzi pe Steam. Și cu siguranță mi s-a părut destul de interesant să vi-l arăt și vouă. Dar o să vreau să mai încercăm și altele. Pentru că de ce nu? Dacă nu încerci, nu știi cum sunt jocurile și așa putem să găsim mai multe jocuri interesante.
Ah, trebuie să te ferești, ați văzut? M-am ferit în ultima secundă de el și am reușit. Op! Nu, nu, nu! N-ai nici foarte multă viață. Aoleu, m-a rupt. Max Infinite a murit. Aparent. În momentul în care mori, îți dă Bounty Failure. Tot primești niște puncte și tot primești niște chestii ce ai luat tu de prin nivel. Vezi că fac aici in progress, medic loadout. Dar va trebui să-i dai un retry eventual și să continui. Tu în principiu poți să, poți să farmezi așa. Poți să farmezi nivelul și să-ți faci level făcând chestia asta, dar ar trebui să nu mori ca să termini levelul respectiv. Eu acum o să încerc să mă folosesc de pistol. Zăt, frumos așa. Poc. În mare parte vreau să folosesc pistolul pe butoaiele alea, pentru că butoaiele alea, în momentul în care tragi în ele, explodează și dau foarte mult damage la ăștia. Și am o poțiune de viață, ar trebui să mă folosesc data trecută. Aveam șansa să mă folosesc, dar n-am mai apucat. Hop, tu mori. Tu mori și tu. Poc. Cât stă pe jos îi dai? Gata, room cleared. Și trecem la următoarea. Harta o vedeți sus aici și dacă ați jucat Binding of Isaac, știți deja exact cum sunt camerele. Imaginați-vă că e un Binding of Isaac mai futurist, așa. Și sincer îmi place ideea. Că nu știu, mie personal. Ok. Op. Hai să-i rupem pe ăștia în două. Frumos, room cleared. Am făcut și camera asta și trecem în următoarea. Îmi place foarte mult. A, aici o să putea să fie boss-ul. Vedeți că e o cameră cu... Da, 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 aici cred că e boss-ul. Vreau să mă duc. Hai să mă duc. Nu știu. Claim your reward. Sunt o grămadă de inamici în zona asta. Problema e că nu mai am gloanțe și ăștia sunt foarte răi. Nu. Mi-am băgat poțiunea de viață. Trebuie să te folosești de dodge-ul ăla. Nu. Ok, și acum mai rămas ăștia care trag cu proiectile astea verzi. Sunt destul de enervanți, dar odată ce le-ai dat una, mor din prima, nu trebuie să le dai foarte multe. Ăla trebuie să faci dodge, uite așa. Pac. Am dat și pe el pe jos, ce sare sângele. Nu. Fuck. Gata, frumos. Și acum claim your reward. Aici avem un chest cu ceva reward. Food stamps am găsit. Și de aici un medkit gloanțe. Și un pickup ultimate power. Am primit ultimată. Ok, și aici ne vom respawna dacă cumva e să murim în nivel. Ia să vedem. Mergem acolo. Și hai să avansăm mai departe. Aici nu știu ce mi indică mai exact. Să ne uităm. Deschidem și bucata asta. Și plus ultimata. Am folosit-o că eram și eu curios. Place să-i omor pe aia cu proiectilele. Tot prin proiectile. Mă ajută destul de mult chestia asta. Fuck. Room cleared. Hai să mergem la următoarea și să vedem ce găsim. Sper să găsim... A, uite, am găsit un shop aici. Avem 90 de food stamps. Acum ce vrem să ne cumpărăm? Proximity mine. Vreau niște muniție. Mă costă 10 bănuți. Și se cumpără cu de-alea. Ok, mi-am luat 4 muniție. Asta e incendiary grenade și damage, double damage. Damage dublu, proximity mine sau grenade. Am luat o grenadă. Ah, pot să folosesc, ok. Pot să folosesc ceva de genul, dar scotea, da, am scotea aia, nu vreau să mi-o scoată. Hai să cumpărăm niște viață. Ne-am dat heal. Și aici buy food. Pick up weapon damage. Buy. Și mai cumpăr o dată. Și avem damage dublu pentru armă. Deja a început să iasă ceva din ea, vedeți când merg? What the fuck? Începe să nu mă lase să ies? De ce oare? Cred că trebuie să merg pe aici. Next floor. Ah, și tot cobori la următoarea și cobori și cobori și mai mult până când mori. Și încerci să vezi cam cât de mult poți să supraviețuiești, am impresia. Da, uite, ăsta e etajul al doilea. Interesant, interesant, ăsta e etajul al doilea și cobor din ce în ce mai mult. Aha, și pe unde e roșu tu n-ai voie să mergi. Am înțeles acum. E drăguț jocul, sincer, e drăguț. Dacă vreți ceva să vă mai relaxați așa și să luați o pauză de la joculețele mai mari pe care le jucați voi, poate vă jucați, să zic, o grămadă de CSGO și o grămadă de alte jocuri mai mari și vreți să faceți
să mai juca și altceva de genul ăsta. De ce nu? E un joculeț care nu necesită foarte multă gândire, să zic. E doar un simplu hack and slash, dar trebuie să ai o oarecare strategie. De exemplu, strategia mea e să fac dodge exact înainte să vină el. Mi-am băgat un pic de viață și mergem la următoarea ușă să vedem ce găsim. Chiar e un joc foarte tare, sincer. Oh, exact când i-am rupt pe ăștia, s-au mai spanat încă pe atâți. Și probabil că cât joci mai mult, vei întâlni și mai multe tipuri de inamici. Momentan noi nu avem foarte multe tipuri de inamici. Aici am ajuns iarăși într-un shop. Am luat checkpoint-ul. Și hai să vedem ce e asta. Hand cannon. Păi noi avem hand cannon, cred că asta și e. Hai să ne luăm niște viață. Mergem aici, ne cumpărăm niște health. Așa, și aici la food o să ne luăm un weapon ammo. Hai să luăm un weapon ammo, bye. Și nu mai am bani de altceva. Bun, am mers și ne-a cumpărat ce trebuia. Buy ammo for, avem full, așa. Personal shield, scut personal, ok. Ultimate power și asta. Bun, n-am nevoie de alea. Putem să coborâm la următorul etaj. Și următorul etaj va fi probabil ultimul. Și la ultimul etaj cred că ai boss-ul cel mare care trebuie să te bați. Aha, bounty target, ia uite-l. Super teleport, știe să se super teleporteze. Probabil o să mă omoare, pentru că sunt începător și nu prea știu să mă joc foarte mult. Dar vom vedea, vom vedea acum, ia să vedem. I'll splatter your brains. Fuck, se teleportează, mă. Plesc. Bă, nu e așa de greu. Nu, e așa de greu până când nu vin ceilalți. Ah, doamne. E distractiv, sincer, mie chiar nu-mi place. Hop. Ce faceți, mă, băieți, mă? Plesc. Mamă, ce damage i-am dat. Frumos, frumos. Păi și acum nu mă mai las să mă mișc. Ah, înseamnă că l-am bătut și cred că primesc ceva reward pentru asta. Bounty collected. Ok, am trecut nivelul. Ia uite câți bani primim, o grămadă de bănuți. Am făcut loadout-ul de medic. Continue. Sadina Sinners. Și am primit ceva. Acum eu dacă îi dau, am primit următorul loc în care să merg și tot așa să fac tot felul de chestii. Mai la databank aici poți să vezi character skins, poți să-ți iei diferite skin-uri pentru caractere dacă vrei, da? Golden weapons, poți să-ți iei tot așa skin-uri pe arme, poți să-ți iei o grămadă de chestii, loadout-uri aici. Eu aveam loadout-ul de survivor, dar de medic îți dau două medkit-uri și în felul ăsta poți juca jocul în diferite metode. De aici putem să ne selectăm și alt caracter. Uite, de exemplu, hai să luăm ăsta. O să iau doar așa de... Doar să vă arăt cum ar fi să selectez alt caracter. Da? Aici din nou îți arată ceva story și pac, te bagă într-o altă zonă. Dar eu am ales alt caracter. Hai să vedem ce face ăsta. Asta are din prima un fel de shotgun. Un fel de shotgun și un scut. Mamă, cum trage ăsta, glumești? Ok. Și gameplay-ul se schimbă radical pentru că am schimbat caracterul. Deja nu mai trag cu aia, trag cu o armă. Grafica chiar e super șmecheră. A, și poți să dai și cu pumnul, ok. Și dacă fac așa, treci prin ei. Ok, e super tare asta. Fac, a reușit să mă lovească. Din spate am scut, din față nu. Sunt curios ce ultimată are. O, mă, băiete, vină în coace. Așa, room clear. O să aștept să mi se încarce puțin ultimata și vreau... Sunt foarte curios ce ultimata are. Mamă, cât sunt acolo, glumești. Acolo, în camera asta, găsești chestii. Mi-a spart shield-ul. Găsești item case de la... Sunt prea mulți. Oh my god, îi rupe în două cu shotgun-ul. Sar bucăți de piele și chestii. Oh, bulldozerul. Ok, prea tare. Am, băiete, mă. În camerele astea vin foarte mulți, dar la sfârșit primești iteme, ceea ce da. Să-mi spuneți ce caracter v-a plăcut. Tipa de la început sau ăsta? Mie, sincer, îmi place mai mult ăsta. Ăsta e ca un tank. Ce-i dă-l în item? Hai să vedem. Am primit un medkit, am primit un shield generator și am primit niște gloanțe, dar nu am nevoie de gloanțe momentan. Dar oricum, ăsta e joculețul, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, o să vă mai arăt și alte joculețe pe viitor. Și ne auzim data viitoare.
pa, pa!